Felul cum vorbești influențează foarte mult procesul de negociere. Bună ziua! Numele meu este Ionuț Mircea Oprea, iar acesta este Atelierul de Afaceri. În acest episod continuăm discuția precedentă cu Marian Rujoiu, manager și trainer pentru compania Extreme Training, care vorbește despre alte tehnici de negociere și vânzări menite să sporească eficiența în afaceri. Marian Rujoiu vorbește despre comunicarea interpersonală, elementul de bază al oricărei negocieri. Acesta descrie felul în care tonul, ritmul și intonația pot juca un rol decisiv într-o negociere de succes și demonstrează cum pot fi ele folosite de orice negociator. Marian Rujoiu continuă prin a descrie o tehnică des întâlnită în negocieri, fie în cadrul afacerii sau în viața personală, și anume tehnica sacrificării pionului. Specialistul nostru descrie și modalități de combatere a acestei tehnici în cazul în care o recunoașteți într-una din negocierile dumneavoastră. Vom vorbi și despre ce ton trebuie să folosim. Există fel și fel de mituri, că trebuie să vorbești mai repede, că trebuie să vorbești mai încet, că trebuie să vorbești mai gros, așa, puțin, sau mai subțire. De felul cum vorbești contează foarte mult rezultatul negocierii, din simplul motiv că paraverbalul și nonverbalul înseamnă mai mult de jumătate din comunicarea cu partenerul. Deci avem paraverbal și nonverbal. Ce ține de paraverbal? Paraverbal. Ton, ritm, intonație. Felul cum vorbești influențează foarte mult procesul de negociere. Bucureștenii spun de ardeleni: bă, mai spune, bă, odată, hai zi, mor lângă el, nu mai, hai zi odată, hai termină odată. La fel la ardelenii de bucureșteni: bă, mai ușor că te-am pierdut. Aceste poziții sunt la extreme, dar și în viața de zi cu zi, când avem în față o persoană care ne vorbește foarte repede: am fost până acolo, m-am întors, m-am întâlnit cu X, cu Y, apoi am luat decizia să... Poți să-mi repeți, poți să mai îmi spui o dată. La fel și cei care vorbesc încet. Știi, cred că decizia cea mai bună te scoate din toate mințile. Există totuși câteva secrete pentru a egaliza aceste discrepanțe. Care-i tonul corect până la urmă? Nu este nici cel prea repede, nici cel prea încet, nici cel mediu. Un om te înțelege cel mai bine atunci când îi vorbești pe limba lui. Trebuie să încerci să folosești un ritm cât mai apropiat de al lui. Atunci puterea de persuasiune îți crește. Dacă el vorbește ceva de genul: știți, aș vrea să-mi faceți cea mai bună ofertă. Un negociator adevărat nu va spune ceva de genul: da, vă fac imediat cea mai bună ofertă. Nu. Răspunde în același ton: vă fac imediat cea mai bună ofertă. Da? Oamenii comunică în modul ăla pe același ton. La fel și la intonație. Folosește aceeași intonație ca și el. Dacă are o intonație să spun: cred că trebuie să luăm cea mai bună decizie. Și eu cred că vă pot face cea mai bună ofertă. Te duci pe aceeași intonație ca și el. Dacă are o tonalitate joasă, de genul: știți, m-am gândit foarte bine la acest aspect, poate eu nu pot să fac chiar la fel. Dar vin și eu în întâmpinarea lui. Dom'le, e normal că vreți să luați cea mai bună decizie. Atunci deja lucrurile comunică. Apare o armonie imediată pe care interlocutorul nu o percepe. Pleci de acolo și se întreabă: bă, bun băiatul ăsta, da? Chiar dacă tu în esență nu ai spus nimic diferit. Este din nou la fel de important, foarte pe scurt, poziția ta, non-verbalul. Cum? E mai bine să stau jos, e mai bine să stau în picioare, e mai bine să stau mai aproape de el, mai departe, mai... E bine dacă stau așa, interpretează ca fiind defensiv. Cum e mai bine să mă comport pe limbajul non-verbal?
scurs și la obiect, comportă-te cât mai aproape de el. Adică, dacă el stă jos, încearcă să-ți găsești un loc să stai și tu jos lângă el. Dacă el stă în picioare, nu te așeza jos. S-a dus mitul că asta înseamnă închidere. Nu înseamnă închidere, așa stă omul bine de cele mai multe ori. Are el poziția lui confortabilă. Contează și când, dacă el și-a încrucișat, să spun, mâinile așa. Și tu în partea asta poți să faci și tu așa. Deci te oglindești puțin cu el, oglindire se numește. E important să te cobori la nivelul lui sau să urci la nivelul lui, oricare ar fi el. La fel și cu tonul. De ce la copiii mici le vorbim? Ce faci tu, bă, copilașule, bă? Oare de ce ne prostim în halul ăsta? Că până la urmă ne mai muțărim. Ne mai muțărim pentru că el ne înțelege mai bine. Și mai muțăreala asta e valabilă și în negociere. În continuare aș vrea să mai vorbim despre o tehnică de negociere foarte utilă, în sensul că am experimentat-o de foarte multe ori, mi-a plăcut mult și are o aplicabilitate atât de largă încât este păcat să nu o știți. Tehnica sacrificării pionului. În negociere, una dintre reguli este cere mai mult decât te aștepți să primești. În ideea de a avea de unde negocia. Deci dacă eu vreau, să spun, un termen de plată pentru antreprenori de 30 de zile, îi cer un termen de 60 de zile ca să am de unde negocia, să rămân la termenul de plată de 30 de zile. Mai ales în perioada de criză, termenul de plată este esențial. Nu plec de la 30, că el îmi va spune 20 și atunci eventual ajungem la 25. Tehnica sacrificării pionului este ceva mai fină. Cere ceva care nu-ți poate da. Eventual, ceri ceva care e ca valoare mult mai mare. Hai să luăm prima dată un exemplu din viața de zi cu zi, în familie, cu prietenii, prietenele, soți, soții, se aplică în ambele sensuri. Să presupunem că soțul dumneavoastră nu vrea niciodată să meargă la cumpărături. De asemenea, ați vrea să mergeți în weekend la un film. Și a negocia înseamnă: știi, dragul meu, aș vrea să mergem în weekend la cumpărături, iar după ce terminăm cumpărăturile să mergem și la un film. Ei, pionul sacrificat sunt cumpărăturile. Tu știi că nu merge la cumpărături. Și o să zică: băi, hai, la film mergem, dar la cumpărături nici atât. Tu ți-ai atins scopul. De fapt, tu vrei la film. Deci îi lansezi o cerere care știi că nu poate să o satisfacă, da? Sau nu vrea. Și a doua cerere, imediat, e bucuros numai să-l lași în pace cu cumpărăturile. Prezentată izolat cererea cu filmul, aș vrea să mergem la un film. Știi, sunt ocupat, să nu știu, șansele erau mai mici. Când am băgat și cumpărăturile la sacrificiu, s-a simțit nevoit să accepte filmul. Ca negociator e bine să cunoaștem cât mai multe tehnici, pentru că sunt practic ca și mutările pe tabla de șah, unde în funcție de mutarea pe care o va face el, îți faci tu următoarea mutare și tot așa. Și practic nu e nevoie să știi, doar să muți piesele pe tablă, care ar însemna tehnici de negociere, ci e nevoie să te antrenezi. Mutările le înveți foarte repede, ca și tehnicile de negociere. E, maniera în care o aplici, strategia, anticiparea mutării partenerului și câștigul propriu-zis al jocului este necesită foarte mult antrenament. Și închei spunându-vă că în viață nu primiți ce meritați, ci ceea ce negociați. Mult succes!